Îmi permiteți invitatna această scenă pe domnul Artur Reșetnikov, vicepreședintea a Parlamentului Republicii Moldova. Stimați concetățeni, dragi prieteni, astăzi în centrul capitalei, în centrul Chișinăului, noi suntem foarte mulți și tot atâția mii, zeci de mii de oameni protestează și scandează în toată țara, în toate satele, raionele, orașele și au un singur mesaj către această guvernare liberală. Trebuie să plecați. Oamenii cer pensii decente, oamenii cer locuri de muncă, oamenii cer un viitor pentru copiii și nepoții lor. Iar Alianța, iar Lupu, Gimpu, Filat și Dodon sunt surți la vocea poporului. Ei nu vor să întâlnească cu oamenii. Ei nu vor să vină aici să vă privească, să asculte cu ce dureri oamenii, cetățenii Moldovii, au ieșit cu greu din iarnă. Ei stau la televizoare, ei povestesc povești și pleacă, cheltuie milioane pentru deplasări la Bruxelles, la București, la Strasburg și nu vin în raioane. Nu se uită în ce, cum trăiesc oamenii Moldovei, la ce au adus ei în 3 ani de guvernare liberală. Dragi cetățeni, uitați-vă ce se întâmplă. Guvernul Filat a stabilit pe data de 3 martie o întâlnire, o ședință comună la Iași, în România, cu guvernul României. Spuneți-mi, vă rog, ce va hotărâi guvernul Filat la Iași, la București? Va hotărâi oare problemele moldovenilor, cetățenilor Moldovei? Sigur că nu! Noi cunoaștem că toate întreprinderile, firmele guvernării liberale al lui Filat au datorii la bugetul României și sunt sigur că ei vor plăti bani din buzunarele noastre, din banii moldovenilor. Ei cu obraznicii cheltuie 240 de milioane de dolari pentru a procura avioane militare. Atunci când închid școli, atunci când închid grădinițe, atunci când copiii noștri mor în spitale pentru că ei nu pot să-i asigure o asistență medicală contemporană. Filat scoate 3 miliarde de lei și le cheltuie pentru război. Noi, moldovenii, cetățenii Moldovei, suntem un popor pașnic. Noi nu vrem război. Noi acești bani mai bine am cheltuit pentru ridicarea pensiilor pentru veteranii care au luptat și au biruit fascismul, pentru a-i asigura o viață decentă. Iar ei, ministrul apărării Marinuță, ministru liberal, a spus că a mai cumpărat și încă rachete de acești bani. Pentru noi ne ajunge. Am avut o tristă experiență de război în anii 90, la începutul anilor 90, ministru, atunci când tot ei, tot acei care se află azi la guvernare, ne-au pus să împușcăm unul în altul, când au murit mii de oameni și mii de oameni au rămas răniți și acum nu le asigură nici locuri de muncă, nici o viață decentă. Stimați prieteni, odată cu venirea la guvernare lui Lupu, Gimpu și Filat, a crescut rapid criminalitatea. Numai anul trecut, crimele grave și deosebit de grave s-au ridicat cu 40%. Au reapărut așa infracțiuni care au fost comise asupra cetățenilor în anii 90, cum este rechetul, omorul, tâlhăriile și jafurile. Oamenii acum se culcă cu frică în case, pentru că noaptea hoții și criminalii intră la lor în case. Zilnic în Republica Moldova se săvârșesc în mediu 2 omoruri și nicio crimă nu a fost descoperită. De ce? Pentru că guvernarea Alianței s-a împletit cu criminalii, pentru că guvernarea este criminală, pentru că bandiții se simt liberi acum în Moldova, pentru că a lor conduc Moldova. Stimați prieteni, corupția a atins proporții foarte mari. Republica Moldova ultimul timp a ajuns cea mai coruptă țară, nu numai din Europa, dar și din lume. Noi suntem alături de așa țară cum Somalia, țară din Africa, după nivelul corupției.
А опорут аша феномене ку мести рейдеру, ши ей ну лупте. Уйтац ва че сентимпле, ен лок се протяжеш за попору, ей ну гасес калче вади кит сен чапе, прихватизаря ултим лор энтреприндер дистат, каря парцин попорлы, ну лор. А ускосла в энзаре, банка ди экономий, мол телеком, каля фираты, энтреприндер ла каря улукрат тот попору молдав, ей ворцали фури, ворцали пунем бузунарши сали винде. Стимац приятель, а часто гувернаря лулупу гимпу филатши додон, ен лок се протеже за читацений, ша сигури линиште ши бунастаря, ен чарке с интродукой репресии ин царе, с интимидезы попору, с интимидезы уамени каре либер, ши пашник ворсы протестезы, интентязы до царе пенали. Ей, алдат ордене се фи интентати до царе пенали, с интродукой попору интро гетто, дар ну варе уши. Полиция, прокуратура, армата ши сервичили с печали, ну воренди плени орденный лор. Ку ачасту оказии, аич, эн пяце, эн центру Кишнеулы, врел си факу напел, кэтри коллаборатории органи орде дреп. Домнилор офицер, нун ди плениц орденли или гали, карелевые трансмити альянса. Иверс, документац, ши фиксац тати орденли или гали, пентру кэ. Ну путец активац, ши лукрац эмпотрива проприлу попор, альянс анкуринт ва плека, ярной, эмприуны ку думневастры домлера офицер, ва трибуи с рядучим лиништян царе, ши сискватим Молдова дин сарачии. Драж приятель, стимац кончит оцень, пэмэнтур ли Молдовий, ну я парцин лу филат. Стимац чит оцень, Витору Молдовий, ну я парцини лудодон. Вяца читацель лор уамени Молдовий, ну я парцини лулупу. Плавил ностру натал, ну я парцини лугимпу. Молдова, а парцини попорулуй. Молдова, а парцини новое. Виктория, 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 Виктория.